Să-i fie adusă lui Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhului Sfânt în veci de veci. Amin. Amin. Iubiți frați, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să fim aici și în anul 2024, într-un timp de libertate, de liniște în țară, de pace între oameni, de bună înțelegere. Și noi cei care am putut urca pe munte, eu cred că recunoaștem cu toții că până aici Dumnezeu ne-a binecuvântat. Amin. Avem la îndemână harul Dumnezeu și suntem favorizați cu acest har deosebit, întrucât așa cum a fost cântarea anterioară, că noi încă n-am ajuns la țărm, navigăm, luptăm, ne trudim cu riscurile care sunt, dar autorul cântării în refren spunea, dar mai este speranță. Nu-i totul distrus? Și când la cârmă este Domnul nostru Iisus Hristos, El va spune mării să tacă, că Domnul-i stăpân. Și de aceea, iubiți frați, suntem aici pentru că nu ne socotim mai buni ca alții, ci datorită faptului că Dumnezeu a hotărât zilele acestea în care noi, cei care să fim pe muntele Țibeșului, alții venim de mai mult timp, alții de mai puțin timp. Veneam cu băiatul ieri încoace și ne aduceam aminte și vreau să spun prima mea urcare pe muntele Țibleș în anul 2000. Am ajuns undeva spre seară cu doi frați de-ai mei de corp mai mici și am intrat undeva cortul așa în partea asta stângă. Am venit aici la slujbă, obosiți, de pe drum, era cald, am stat până în jurul orei 12 noaptea și m-am dus să mă culc. Oboseala, spunea cuvântul, m-am pus, așa să fi fost câteva minute, am adormit repede și cred că pe la ora 12:30 a început o rugăciune. Eu m-am trezit din somn, am ieșit repede din cort, afară era senin, ca lacrima, cum spunem noi, și a început să se audă un vuiet, cum scrie în Biblie, un vuiet de ape multe, nu știam ce se întâmplă, nu mai fusesem aici. Să fi trecut vreun avion, ceva, să vină ploaie, nu ploa, că era senin. Și când m-am deșteptat bine aici, erau poate sute și o mie de frați care se rugau. Mi-a zărit somnul total și a venit aproape. Și în anul acela slujba a avut o continuitate, a durat 56 de ore, fără întrerupere. Aici frații au cântat, au predicat, s-au rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit. Și pentru aceste zile și împrejurări, dragii mei, aș da mult să le mai trăim. Prețul l-am putea plăti mulți din noi, să mai avem pentru noi și copiii noștri. Asemenea împrejurări în care să împrospătăm omul din lăuntru și ca Samson la strânca din lehii să mai bem, ca să ne întrebăm noi și cei ce vin după noi. Aleluia. Consider că urcarea pe Țibleș nu este o excursie, nu este o drumeție, ci urcarea pe Țibleș este o nevoie absolută a credincioșilor lui Dumnezeu, care poate sunt aici frați veniți din diaspora, de la kilometri mulți, ați străbătut drum, ați cheltuit bani și venind aici, dragii mei, să putem și noi bea puțin din apele Domnului. Aleluia. Să mai prindem putere, având în vedere că la orizont nu se vede roz, la orizont sunt vremuri tulburi. La orizont este frământare între oameni. La orizont se împlinesc cuvintele Scripturii vestite de Domnul nostru Iisus Hristos și de Duhul Sfânt când vorbea că în vremurile din urmă vor fi cerneri mari. Eram copil și s-a dat o descoperire, o vedenie unui frate proroc și spunea că va fi o cernere mare. Boba de vișină, cum a spus prorocul, va trece prin sită. Și m-am gândit, Doamne,
Unde e valoarea pocăinței noastre? Pe unde ne găsim noi că atunci când va veni cernerea aceea, noi să rămânem în picioare, noi să-L putem sluji pe Dumnezeu, să rămânem în voia Domnului și în harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea, scump frați, dorim ca și astăzi și în zile următoare să ne apropiem de Dumnezeul care a spus să îndrăznim la El. Nimeni n-a avut curajul să spună ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos: îndrăzniți la mine căci eu am biruit lumea. Suntem aici frați de toate vârstele, de la adolescenți, de la copii, până la frații cu părul alb pe cap, și cuvântul pe care Dumnezeu l-a îndreptat astăzi spre noi și îl va îndrepta și în zile următoare, cred că va fi un cuvânt pe înțelesul nostru, un cuvânt care să-l putem pricepe, un cuvânt care să-l putem adapta la poziția noastră duhovnicească, un cuvânt care să ne ajute a merge spre Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Asta-i și ăsta-i rostul predicilor, dragii mei. Eu nu sunt un om care, după cum s-a amintit, să am ceva reglări cu cineva, patron nu sunt, sponsorizat nu sunt, sponsor nu sunt, sunt un om simplu care m-am pornit spre împărăția lui Dumnezeu. Și dacă frații au considerat să spun și eu câteva cuvinte, nu sunt ale mele, nu vin cu ceva pregătit dinainte, stând acolo pe buturugă, mi-au venit în minte câteva cuvinte apostolului Pavel, care le scria frații din Efes, și m-am gândit după mintea mea: Doamne, în primul rând mie mi s-ar potrivi astea, și apoi dacă putem clasa în ziua aceasta și în momentele care urmează împărtășia din zilele acestea, să clasăm cuvintele Scripturii pe categorii de vârstă. Sunt aici copii cu minți, cu școală, cu facultate, cu studii medii, cu meserii bune, și am putea poate să clasăm noi, dar nu le putem așa cu exactitate să spunem: astea ar fi pentru ăștia, de acum înainte pentru ăștia mai în vârstă, de acum pentru oamenii cap de familii, pentru patroni, pentru angajați, așa mai departe. Dar Duhul lui Dumnezeu, care știe orice inimă care este aici, orice nevoie duhovnicească și chiar firească, poate să facă în așa fel ca fiecare să putem pleca cu ceva de aici, și mai mult ca atât, dragii mei, coborând la vale, să fim oamenii care să ne placă pocăința, să ne placă umblarea cu Dumnezeu. Vă garantez că nu o să umblăm ca Enoch 300 de ani. Vom umbla mai puțin. Vom umbla mai puțin, dar cât să umblăm, să umblăm bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cuvântul este un cuvânt foarte bine cunoscut. Se predică în adunările noastre, alții știm pe de rost, alții poate au mai predicat de aici. Dar ceea ce apostolul Pavel vrea să ne spună în ziua aceasta sunt niște lucruri, iubiți frați, care cu ochiul liber nu putem trata această problemă. S-a vorbit aici că sunt oameni printre noi și printre creștinătate care iubesc mai mult poate un metru de faianță, de grese, decât mersul la adunare. Dar ăștia știm că ar trebui să fie și nu sunt. Sunt frați și surori la adunările noastre care duminica dimineață le place mai mult perna decât adunarea, și vedem că nu sunt la adunare. Avem printre noi tineri care trebuie să spunem: mă, băiete, dar uite că aici a trecut mai jos de urechi. Ar trebui să vede. Mai soră, pustița dumitale nu-i chiar cuvincioasă cum îi place Domnului, să vede. Părul dumitale, soră, în loc să albească, se negrește. Se vede și asta. Prezența la adunarea mea sau dumitale nu este cum cere Domnul. Se vede și asta. Dar aici Pavel, mânat de Duhul Sfânt al Domnului, arată și tratează o problemă care cu ochiul nu se vede. Și anume problema gândurilor, dragii mei. Spunea un frate odată la o adunare: dacă s-ar face să se afișeze gândurile noastre numai două ceasuri, două ore când stăm la adunare, oare nu cumva mulți din noi am rupe-o de fugă afară, ne-ar fi rușine? Unde ne zboară gândul? Unde ne-am gândit, unde am cugetat, frații, poate de aici ne vesteau cuvântul.
Poate ne vorbea Dumnezeu printr-un proroc. Altul cânta o cântare duhovnicească și noi eram cu trupul cu zeci de kilograme aici, dar cu Duhul nu eram, cu gândul eram departe. Poate la cine știe ce probleme lăsate în urmă. Și iată că în ziua aceasta Dumnezeu vrea să rectificăm, dragii mei, să ajustăm domeniul gândurilor noastre, ca și cu gândul să-L putem sluji pe Dumnezeu. De ce Pavel spune, cred că fraților din Corinoi, orice gând îl facem rob ascultării de Iisus Hristos? Nu ne putem permite, iubiți frați, să lăsăm să navigheze gândurile noastre în tot universul ăsta. Gândul meu și al dumitale trebuie adus la piciorul crucii lui Iisus Hristos, ascultând de Domnul, ca prin și prin gândirea noastră să putem sluji pe Dumnezeu așa după cum Domnul Iisus Hristos. Nu avem, iubiții mei, un model mai demn de urmat chiar în privința gândurilor lui, a lui Iisus Domnul nostru. Și tot Pavel le scrie fraților din Filip. În capitolul 2 se pare că el, Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Gândul acesta să ne însuflețească, dar pre toți, spune Apostolul Pavel. Și iată că aici, cei care avem Biblia la noi, la noi odată a venit la adunare un frate din altă zonă, nu din Suceava, probabil că era obișnuit cu tehnologia asta modernă să se proiecteze versete și sărmanul nu și-o da seama că într-o adunare fără asemenea componente și-o spus, rog frate să proiecteze, da? O început frațare, le-a spus, frate, noi nu proiectăm, noi le avem în Scriptură. Și dacă le avem în Scriptură, să le avem în Scriptură, iubiți frați, să le avem și în inimă. Amin. Și analizăm aici din trei versete proiectate pe pagina Evangheliei, arată Pavel de o categorie de oameni care nu zăbovește Pavel prea mult asupra lor, asupra statutului lor creștinesc, asupra identității lor, asupra felului lor de luptă și așa mai departe. Citim și apoi vrem să coborâm câteva minute, că sunt mulți frați, să vorbească la ceea ce pe noi ne interesează, pe mine în primul rând și apoi pe noi toți, Dumnezeu să ne binecuvânteze. La versetul 17 în jos, trei versete arată, cum spuneam, de niște oameni, dea Dumnezeu să nu fie nici pe Țibleș, nici în Bucovina, nici în Madrid, să fie în altă parte. Și Pavel spune așa, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Două puncte. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împetririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Știți cum vine asta? M-am gândit așa în capul meu. Ca și cum a scoate eu pe carosabil o mașină fără frână și fără direcție. Na, acum ia-o la vale, ia-o la deal, să n-am nici frână, oamenii ăștia spun, s-o de dat la desfrânare, să vârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Orice pic de simțire este pierdută pentru o categorie de oameni și ăștia știți că au tupeu să iese în carosabil. Ăștia îi avem prin adunările noastre și fer, Doamne, să ajungă și pe la microfoane. Oamenii aceștia sunt un pericol, așa după cum noi cei care suntem aici sunt multe, suntem mulți conducători auto și prezint un risc puternic. Un vehicul să vină din față sau din spate să nu fie dotat tehnic suficient ca să aibă dreptul de a circula pe drumurile publice. Dar pe drumurile publice ale pocăinței, dragii mei, pe unde merg tot felul de oameni, să știți, pe drumul acesta nu merg numai sfinții, aici merg șateii, pe drumul acesta. Și aici să nu creadă cineva că Apostolul Pavel s-a referit la aia păgâni care însuși
fostul președinte al țării noastre, l-a întrebat cineva dacă crede în Dumnezeu și o răspuns cu alt răspuns și o sunt liber cugetător. Nu la ăștia se referă Pavel, care sunt atei convinși. Eu zic că mai sunt atei și prin rândurile penticostalilor. Dovadă fiind nu ideea, concepția ideologică a lor, ci faptele, trăirea, vețuirea, gândirea, dă notă faptul că nu este ceea ce ar trebui să fie. Și de aceea Sfântul Pavel a spus să nu mai trăiți cum trăiesc oamenii aceștia în deșertăciunea gândurilor lor. Unde vine prima injecție a satanei asupra minții unui om? Aici, dragii mei, asupra ființei umane, este injectată mintea, cugetul și apoi, fiind astea alterate, vor coborî la inimă, vor coborî la gură, la vorbire, la sentimente și la întreaga vețuire. Iubiți frați, noi suntem în ziua aceasta aici, cum spuneam, și dorim să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să urmăm exemplul Domnului nostru Iisus Hristos în ceea ce privește chiar gândirea. El n-a luat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Gândul Domnului Iisus a fost să se smerească, să fie umil, să fie blând, smerit cu inima și împlinea Dumnezeu cuvântul pe care îl vorbea prorocul Zaharia. Saltă de bucurie, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit, el este smerit, vine smerit, călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. În momentul în care oamenii depășesc granița aceasta a însușirii gândului Domnului Iisus Hristos, sunt și suntem, dragii mei, într-un mare pericol. Eu n-am vorbit aceste cuvinte undeva să le reproduc astăzi, să le repet ca pe o poezie, ceea ce Dumnezeu îmi pune pe inimă, să ajustăm în viața noastră și zicem Dumnezeu să ne ajute. Iubiți frați, iată, numai dacă vrea cineva în particular sau acasă să mai citească aceste versete, ne vom da seama că avem de-a face cu oameni care pentru Biserica lui Dumnezeu vor fi și sunt o problemă. Dar iată ce zice Pavel puțin mai jos. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Ne oprim puțin la aceste versete și ne arată Apostolul Pavel că frații din Efes n-au fost învățați așa cum au fost învățați oamenii aceștia. Înțelegem, iubiți frați, că sunt învățători buni care învață bine și sunt învățători răi care învață rău. Sunt proroci care prorocesc bine și dea Dumnezeu să fie la dumneavoastră noastre de asemenea oameni. Amin. Și sunt proroci care nu vorbesc din partea lui Dumnezeu. Și de aceea, dragii mei, Apostolul Pavel a spus: voi, frați din Efes, n-ați învățat așa pe Hristos. Depinde, iubiți frați, cine ne învață, una la mână și a doua, ce ne învață. Ca unii care am mai umblat în stânga și în dreapta, ne-am putut izbi în multe adunări de fel de fel de păreri, de învățături, de regulamente cultice sau necultice, care nu sunt în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Ar face foarte mult cine învață oamenii aceștia care vin la Dumnezeu. Să citim primul verset din Efeseni 4, să legăm cuvintele și ideea care o avem. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și a doilea verset: cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Cui le scrie Pavel aceste cuvinte? Bisericii. Bisericii din Efes, familiilor. Erau acolo surori, frați, tineri, copii, adulți, așa mai departe. Să vă purtați într-un chivrenie de chemarea pe care ați primit-o. Bună învățătură?
Slăvit să fie numele Domnului! E o învățătură bună, mântuitoare, care apropie pe oameni de Dumnezeu, de jertfa Domnului și să ne purtăm, dragii mei, într-un chip vrenic de chemarea pe care am primit-o. Voi, frați din Efes, n-ați învățat așa pe Hristos. Efesenii au avut parte de o învățătură bună, o învățătură scripturară, prin gura apostolului Pavel, dacă citim capitolul 1, citim capitolul 2, ne dăm seama cine și ce i-a învățat pe frații din Efes. De aceea, dragii mei, eu cred că în vremea aceasta trebuie mărită atenția asupra învățăturii care o primim în adunările noastre. Eu sunt un om care mă găsiți în adunare, nu stau dezident acasă, slujesc din 1997 ca prezbit într-o biserică penticostală. Cine mă caută, mă găsește în adunare. Nu dau învățături împotriva bisericii, împotriva scripturii, ci din contră iau jordii când mă ridic împotriva derbedeilor care sfidează pocăința și își bag joc de mântuire. De aceea sunt în fața dumneavoastră în ziua de astăzi ca să vă încurajez și să ne încurajăm în trăirea unei învățături biblice, scripturale, care ne va despărți de păcat și ne va îndrepta spre Dumnezeu. Cu orice preț plătit, să fim în stare să plătim ca să învățăm pe cei ce vin după noi o învățătură care să-i rupă de păcat și să-i apropie de Domnul. Slăviți să fie numele Domnului! Voi n-ați învățat așa pe Hristos? Tot apostolul Pavel le scrie fraților din Corint să aveți toți același fel de vorbe, deci de învățătură, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit. Noi înțelegem, iubiți frască, buna rânduială dintr-o adunare, legătura bună, strânsă între frații comunități se datorează, are la bază învățătura. Și tot dezastru sau dezbinul sau gâlceava din multe comunități se datorește tot învățăturii, care n-a fost o învățătură bună, o învățătură biblică, care să știe omul ce are de făcut. Citim sau spune în versetul pe care îl rostește tot apostolul Pavel, fratele din Filip, dacă nu greșesc, în ultimul verset din primul capitol, pe el îl propovăduim noi, adică pe Iisus, și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe om. Și a vorbit fratele ureche înaintea mea, ca să înfățișăm pe om, orice om, desăvârșit în Iisus Hristos Domnul nostru. Iată, iubiții mei, de ce în adunările noastre este un timp de slujbă, de învățătură. Se predică Evanghelia, noi sfătuim oamenii, noi învățăm oamenii, noi căutăm să explicăm la oameni, pentru ca în final să fie prezentați oamenii la care le-am predicat Evanghelia, înaintea lui Dumnezeu, desăvârșiți în Iisus Hristos Domnul. Vrei să ajungi desăvârșit? Fraie Daniel a spus că, în primul rând, doar așa repet, vreau să fiu desăvârșit, am Scriptura. Și aici îl găsim pe Fiul lui Dumnezeu, care vorbește pe muntele fericilor, fiți și voi, dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Desăvârșirea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, n-a fost într-un fotoliu confortabil, n-a fost cu cafeaua în față. Desăvârșirea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a fost făcută prin suferință. Aleluia! A suferit crucea, Osana. A disprețuit rușinea și de aceea, acum șade. Și în veci de veci, șade la dreapta lui Dumnezeu pentru pururea și în veci de veci, slăvit să fie numele Lui. Acestea vor lucra și la desăvârșirea noastră. Necazurile, strâmtorările, nu știm ce Domnul aduce pentru ghemul istoriei omenirii și pentru Biserica lui Dumnezeu, dar eu cred că Dumnezeu are un plan bine stabilit pentru noi ca oameni, ca Biserica Lui, să fim oameni desăvârșiți și să primim, dragi frați și surori din vale, cu demnitate suferința care este nevoie să suferim, pentru că știm că acesta este un factor important care contribuie la desăvârșirea noastră. Și apoi pe
pe partea cealaltă Dumnezeu în tot înțelepciunea Lui, prin mâna Lui de lucru care o are în biserică acum și o va avea pentru totdeauna, pentru desăvârșirea sfinților, a scos apostoli, a scos proroci, va scoate încă, prorociile nu s-au sfârșit, dacă cunoștința n-a luat sfârșit, n-a luat nici prorocia, nici vorbire în altă limbă, astea vor continua cât timp pe pământ va fi biserica Domnului. Și Dumnezeu contribuie prin acestea toate ca să ajungem oameni desăvârșiți. Și la aceeași epistolă Efeseni, apostolul Pavel a spus să nu mai fim copii, plutind încoace și gol de orice vânt, purtați de orice vânt de învățătură, ci credincioși adevărului. Să creștem în toate privințele până vom ajunge la Cel ce este capul, Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului! Eu sunt ferm convins, iubiți frați, că cei care suntem aici la această adunare am fost învățați bine. Am fost învățați bine. Zic așa, în procentul aproape 100%, poate puține vor fi așa situațiile în care se mai strecoară pe aici colo situații neplăcute, învățături care trebuie demascate, identificate și apoi stopate, eliminate. Dar noi mulțumim lui Dumnezeu că am fost învățați bine și Pavel spunea, iată, recitez versetul, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați. Am fost învățați bine. Înaintea noastră am avut frați care ne-au învățat bine pocăința, ne-au învățat cum să ne purtăm, ne-au învățat cum să ne îmbrăcăm, ne-au învățat cum să ne însurăm și să ne mărităm, ne-au învățat cum să ne îngropăm morții chiar. Dragii mei, am avut parte și avem parte, mulți din noi de aceste învățături suntem favorizați de Dumnezeu, să avem parte de frați care ne-au învățat ce este bine, potrivit adevărului. Înțeleg, dragii mei, că singura învățătură aprobată, certificată de Dumnezeu, este învățătura potrivită adevărului. Alte lucruri care sunt în afara acestei sfere nu le recunoaște Dumnezeu ca fiind învățături care duc la neprihănire. De aceea, eu zic că prioritatea rugăciunile noastre personale sau de familie sau de comunitate, să rugăm pe Dumnezeu ca în comunitățile noastre să fie o învățătură potrivită adevărului. Amin. Învățătura potrivită adevărului va scoate păcătoși din întuneric și va aduce la lumină. Învățătura potrivită adevărului s-a auzit în ziua cincizecimii, de exemplu, când Simon Petru se ridică și a spus, bărbați israeliți, pe acest Iisus pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn prin mâna celor fără de lege, Dumnezeu l-a înviat din morți și a îngăduit să se arate, nu la tot poporul, nouă martori aleși, care am mâncat și am băut împreună cu el, să știe toată casa lui Israel. Dumnezeu a făcut Domn și Mântuitor pe acest Iisus pe care voi l-ați omorât. Rezultatul, concluzia care a fost, dragii mei, 3.000 de oameni se ridică și spun, fraților, ce să facem? A fost o învățătură potrivită cu adevărul, cu realitatea. Învățătura potrivită cu adevărul va răscoli inima păcătosului, îl va convinge că are păcat, îl va convinge că are nevoie de Dumnezeu, de mântuire, de salvare. Și omul acesta se va ridica într-o zi în picioare și va întreba, fraților, ce să facem? El a primit o învățătură potrivită adevărului. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Ne-a cinstit cu acest har, dragi frați, să fim învățați potrivit cu adevărul. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărul care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre. Poți să-i torni la om cu castronul, nu rezolvi nimic. Aici și fiecare om, dragii mei, trebuie să treacă pe la versetul acesta ca să ajungem la mântuire, să dobândim mântuirea. Viața veșnică nu se poate,
Nu-i posibil, dragi tineri, mai puțin tine, cei care suntem aici, să nu experimentăm versetul pe care Apostolul Pavel l-a scris aici. Potrivit învățăturii, potrivit adevărului, să fim învățați cu privire la felul nostru de viață din trecut. Și să experimentăm o dezbrăcare, să experimentăm o înnoire, să experimentăm o transformare totală, oameni buni. Lucrul acesta îl face Dumnezeu prin Scriptură și prin Duhul lui Cel Sfânt. Și când omul vine de la îmbrăcăminte, de la ținuta omului vechi, poate să fie un copil crescut în adunare, poate să fie un cap de familie care s-a pomenit și el botezat, dar nu dezbrăcat de vechiul lui om. S-ar putea să fie cine știe cine a fi, dar iată, dragii mei, că aici Apostolul Pavel arată o lucrare pe care, ca o filieră, ca o strungă, prin care trebuie să treacă fiecare chemat la mântuire. Și acum problema care se pune este în felul următor. Eu și dumneata am trecut la dezbrăcare de omul cel vechi? Ne răspundem nouă înșine și privind în sacul nostru, în inima noastră, dacă se mai văd vechituri pe noi, dragii mei, dacă se mai văd aspecte ale vieții omului vechi. Apostolul Pavel a spus aici, să vă noiți în Duhul minții voastre. Și când îl citim tot pe Pavel, care le scrie un verset foarte bine cunoscut de noi toți, la frații din Corint, a doua epistolă, le-a scris Pavel o epistolă, a tratat multe probleme. Problema darurilor duhovnicești, a prorociei, a vorbirii în alte limbi, a cinei Domnului, a învierii morților. Și acum le scrie Pavel la a doua epistolă multe cuvinte pe care noi le știm, și să citim un verset referitor la ceea ce citeam la Efeseni. Versetul 17 din 2 Corinteni 5. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cine face această noire, frați și surori? Da? E bine să audă și surorile. Soțiile fraților, poate soțul predicator, poate cântă unde cântă, poate mai și prorocește soția lui, nu a reușit să-și însușească noțiunea aceasta sau aspectul ăsta, că noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Semnele îmbătrânirii se văd pe trupul nostru și alții ar vrea să le ascundă. Spunea odată fratele Iosif Anca de la Arad, albui culoarea lui Dumnezeu. Și nu știu de ce surorile scumpele noastre, surori și unii din frați chiar, așa se tem de alb, vreau numai negru. Nu le place albul, dar albul e culoarea Sfinției, dragii mei. E simbolul neprihănirii, a curăției, a lui Dumnezeu. De ce ne fugim? Înseamnă că dincolo tot vom fugi de alb, nu? Vom fi cu negru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Câte aspecte, am zis așa o simplă paranteză, câte aspecte ale omului vechi care din neatenția noastră pot fi în viața noastră. Nu e așa, frați și surori? Să audă poate și surorile. Moda aceasta lumii care scoate mulți bănuți din buzunarele fraților și a surorilor. Aspectul omului vechi, nu zice nimeni. Să umblăm mâzgăliți cu hainele murdare, rupte. Dar Biblia este împotriva modei, acest duh al vremii, care, cum spuneam, scoate bani din buzunarele pocăiților, să-i lăsăm pe ea de afară și căutăm să fim în pas. Să fim în pas. Îmi spunea ieri un frate, într-o împrejurare, ca călătorit în Africa și acolo, oamenii nu se îmbracă la modă. Am avut fratele lui la adunare care a mers în Africa și spunea că au văzut acolo copii până la 13-14 ani, nu purta papuci în picioare. Vorbim de mod acolo, frate Nicolae? Nu vorbim. Nu vorbim. Frate Nicolae Ciuru, care mulți l-ați cunoscut la noi din Vicovul de Sus, mai mergea, spunea, dincolo de graniță, de sârmă. O văzut într-o seară o fată la adunare și o întrebat, era prieten cu tata, e unii tata. Frate Nicolae, tata au rămas acasă, că a luat eu cizmele lui, că era noroi afară. Vorbim de modă? Nu vorbim de modă.
Dar ce să facem, iubiți frați, când avem de-a face cu Duhul acesta? Și dacă vreți să vă convingeți că noi ne luptăm cu Duhul acesta, asistați la o căsătorie zisă creștină și veți vedea acolo toate lucrurile care noi suntem zugrumați, suntem junghiați de diavol, mulți din noi, să facem pas cu moda, să facem pas cu chipul veacului. Dumnezeu să ne cerceteze în vremea aceasta. Nu cumva săracii din Uganda sau orfanii de la Prut sau de la Old vor striga în ziua judecății: Dumnezeule, noi n-am avut cu ce plăti curentul, noi n-am avut haine să intrăm la școală toamna și alții au schimbat hainele poate odată la două săptămâni. Dumnezeu să cerceteze adunarea de pe Țibleș, să valorificăm la maxim harul Dumnezeu și să ținem cont, iubiți frați, că lângă noi pot fi oameni care sunt mai defavorizați ca noi, care poate n-au confortul nostru, poate n-au salariul unora din cei ce sunt aici, n-au posesiunile care le-au mulți din noi. Și în direcția aceasta dorim Dumnezeu să cerceteze adunările noastre și să ne dăm seama că suntem chemați de Dumnezeu să nu trăim numai pentru noi, ci să trăim și să fim de folos și pentru alții. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Privitor la dezbrăcarea omului celui vechi, scrie Apostolul Pavel, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Un om se strică și altul se înnoiește. Ăștia nu vor bate cadența niciodată. La fel. Cadența la fel. Unul merge spre dezastru și altul merge spre noire. Și tot Pavel la 2 Corinteni capitolul 5, omul nostru de afară se trece, omul nostru din lăuntru nu se trece. El dacă a trecut 4 august se înnoiește. Mâine 5 august va fi mai nou. Din ce pricină? Că într-o zi va vedea pe Dumnezeu. Suntem mai aproape, dragii mei, de veșnicie, de arătarea mântuirii sau de plecarea noastră din lume. Și de aceea Pavel spunea romanilor: și aceasta cu atât mai mult cu cât și trebuie să știm în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să ne trezim în sfârșit din somn, că și mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Omul nostru, așa de frumos arată Apostolul Pavel aici despre statutul omului vechi, care spune aici că se strică după poftele înșelătoare. Iar omul nostru nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Iubiți frați, noi vom moșteni veșnicia, categoric. Și toți oamenii vor moșteni veșnicia. Existența noastră, noi spunem, la căpătâiul mortului, nu se termină la cimitir, la sicriu. Existența noastră continuă, dar într-o altă formă, veșnică, nelimitată, în timp, la adresă, așa mai departe. Dar iată aici că arată Scriptura, omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi și este făcut după chipul lui Dumnezeu, că el va moșteni veșnicia împreună cu Dumnezeu. Iată dar de ce mare trebuință e să lăsăm prelucrați de puterea cuvântului Dumnezeu, a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze în noi dezbrăcarea aceasta de omul vechi și îmbrăcarea cu omul nou, ăsta care nu se strică, făcut după chipul lui Dumnezeu. Și aici avem două mari coordonate importante. Pentru omul nostru nou, care se noiește în fiecare zi, citim: făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul, ceea ce am mâncat. Da? Că dacă mănânci numai spanac și urzici, pune mâna pe coasă. N-ai să poți. Mănânci mâncare tare și Pavel spunea: obișnuiți cu hrană tare. Aici am fost alimentați, am fost hrăniți, am fost învățați, dragii mei, cu cuvântul adevărului. Acest cuvânt adevăr lucrează în mine, lucrează în dumneata, frate scump.
Ce lucrează cuvântul adevărului? O neprihănire și o sfințenie, nu a noastră. Păzească Dumnezeu pe frați și pe surori. Să avem o neprihănire a noastră. Asta costă și știi ce costă? Matei 22. O intrat în odaie de nunt un om. Nu era cu sticla în mână, nu venea discotec la stadion, el a intrat la nuntă, să știți, dar n-avea haina. Și a zis, împăratul, stăpânul nunții, prietene, cum ai venit aici? Fără să ai haina de nuntă, el a promovat câteva etape ale vieții lui de pocăință, omul acela. Dar n-a avut haina de nuntă despre care vorbea profetul, că pe Iisus l-a îmbrăcat Dumnezeu cu o haină. Nu cu haina stacojie care au dat-o romanii să-l pună pe cruce, ci cu haina mântuirii. Cu haina mântuirii l-a îmbrăcat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și haina aceasta, iubiți frați, trebuie să o aibă fiecare chemat la mântuire. Din pilda din Matei 22, vedem acolo că omul acela, așa am înțeles eu, a avut o neprihănire a lui. Dar aici, șablonul, etalonul, dacă vreți, pentru a intra în slăvirea lui Dumnezeu împărăție, este o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Doresc acum ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze viața noastră, dragii mei. Amin. Să fim oameni care să ne lăsăm prelucrați de Duhul lui Dumnezeu. Să fim oameni care să ne placă umblarea cu Dumnezeu. Să fim oameni care să lăsăm adevărul să lucreze noi neprihănirea. Să lăsăm să lucreze noi sfințenia. Și a zis ai Iisus, sfințenia, Doamne, este podoba casei tale pentru tot timpul când vor ține vremurile. Slăviți să fie numele Domnului. Nu avem o sfințenie de primul veac, veacul 1. Când umbla Petru pe malul Mării Galilei, când umbla pescarii desculți. Mai ar fi putut spune ceva, frate, dar atunci era ușor să fii pocăit. Nu era cinematograf, nu era internet. Dar erau altele, să știți, erau altele. Care oamenii și ucenicii, scrie Luca, au tras corabia la mal, au lăsat totul și au mers după Iisus. Acum noi trăim o vreme, așa cum o știm și cum o simțim pe pielea noastră. O vreme cu multe oferte, cu multe capcane, cu multe amăgiri, în care omul înțelept, chemat de Dumnezeu la mântuire, îmbrăcat în omul cel nou, va trebui să sorteze, să filtreze foarte bine toate lucrurile. Nu cumva să mâncăm curcubețe sălbatice de pe câmp, dragii mei. Avem aici tineri, copii, fraților, care vor călători în afara țării și chiar în țară, să știți, să nu creadă cineva că în țară nu avem curcubețe, nu sunt sălbătăciuni, sunt cât de multe. Trebuie sortate bine, alese bine, clasificate bine. Dar având în vedere că așa a venit situația, tinerii să plece, familiștii să plece. Ne putem izbi, dragii mei, de multe oferte care când ne uităm cu băgare de seamă, nu-i ceva bun, ci rezultatul este moartea oală. Eu și tu trebuie să filtrez lucrurile, să sortăm situațiile ca să nu ne infectăm noi, să nu infectăm frumusețea omului din lăuntru, care el are nevoie să se înnoiască în fiecare zi și să fie făcut după chipul lui Dumnezeu. La asta avem multă treabă, dragii mei. Fiecare frate, soră, cap de familie, tânăr și tânără, avem foarte multă treabă în a ne da toate silințele ca să facem voia lui Dumnezeu. Ca neprihănirea și sfințenia lui Dumnezeu să fie activă în noi, să fie prezentă în viața noastră, în mădularele noastre. Și tot Apostolul Pavel spunea ca și o recomandare, o scrisoare, fraților din Roma, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște mădulare ale păcatului, ale stricăciunii, ci dați-vă pe voi lui Dumnezeu, din morți cum erați, dați-vă ca vii, să dăm trupul nostru, sufletul nostru și Duhul nostru să fie băzite de și fără prihană până vine Domnul. Amin. Slăviți să